dă peste camera mea. Îngreșăminte pentru dansatori, vedeți cum faceți. Deci animalele acestea sunt ale dumneavoastră, da? Vă rog să-mi spuneți cum vă numiți. Mai tare ca să vă audă lumea. Mărguț Laurențiu. Mărguț Laurențiu și-a venit cu doi berbeci, trei berbeci și două oi. Acum eu preferam să veniți cu patru oi și un berbec, fiindcă mie îmi place carnea de miel. Oare eu nu știu vreodată auzind că a fătat vreun berbec. Da, dar din berbeci îți mii, logic. Sigur că da. Comisia... Stai. Se uită la animale. Vă rog să poftiți și cu celălalt animal. Cine este proprietarul? Spuneți cum vă numiți. Cu Dragoș. Din Jugur, da? Din Jugur. Și v-ați prezentat cu trei berbecuți. Berbeci. Ui? Da, după coarne am crezut că sunt berbeci. Bine. Mai departe. Comisia sigur va vedea. Va judeca. Am vorbit cu comisia și sigur jurizarea va fi foarte corectă. Cine merită trebuie. Nu mă mor, nu? Cum te numești? Bravo, bravo Andrei. Cum vă numiți? Comar Marian. Bă, frate, uite, da, împlinește anul acum. Eu m-am alăturat acestui câine ca să-l întreb pe stăpân cum îl cheamă. Afrodin Georgia. Uitați aici, eu mânghii fără frică acest câine, câine fiindcă eu știu că jigodia la jigodie trage. Da. Da. Vă mulțumesc pentru aplauze și mergem mai departe. Bravo! Da, l-am văzut. Bravo, Marian! Am voie să mă apropii de ea? Cu siguranță? Nu mușcă, să abia face anul acum. Nu mușcă. Autentic ar să nu cumva să mă muștu. Da. Dacă nu vă spuneți. A, nu, eu îți dau premiu. Premiu ți-l dă comisia. Da. Dar eu te laud. Are un an câinele? Nu are. A, trebuie să-l fac. Trebuie să fac un an, da. Câinele arată foarte frumos. Ți-l laud. Comisia judecă. Mulțumesc. Fiindcă ți-am laudat câinele, ți-am pronunțat numele de mai multe ori. Ca premiu, după ce termin programul, mă cinstești cu o bere. Bine, mulțumesc. Mergem mai departe! Costum popular bărbătesc! Costumul popular bărbătesc îl prezintă Viorel, prietenul meu de vreo 28 de ani, membru al acestui ansamblu vocal folcloric, un brat deosebit, și îndoar microfonul. Păi dacă nu vă grăbiți, noi nu o să stăm după câini toată ziua. Ah, împungea oile câinele. Stai aici. Ia zi, fetiță, cum te numești? Mărguț Diana? Nu cheamă pe câine. Cum îl cheamă pe câine? Da, de ce tremură? Ianuș, stai jos. Să mă așez și eu lângă tine, că sunt obosit de două zile. De ce frumos tremură? Animal? De ce tremură? Ce nu? Tremură și el. Tremură că mă duc după mine, e frică. E câine rău, nu? Da. Mănâncă mult. Nu e de asta, nu tremură. Zi, Viorele. Bine ați venit la această săpătă. Chimir! În piele. La Crăciun. Minte. A tăiat porcul la Crăciun, dar decât să-și facă o pinci, a mâncat șolici. Bine, mă bucur. Voi începe prezentarea costumului meu popular cu cea mai importantă piesă a costumului.
vă aduceți aminte care este cea mai importantă piesă a costumului popular? Dacă nu, vă aduce aminte. Cea mai importantă piesă a costumului popular, bineînțeles, este marama. Priviți câtă strălucire oferă firul de borancic din țesătură. Marama este susținută pe cap de către legătoare. Legătoarea, bineînțeles, este confecționată din catifea și pe ea sunt cusute mii de mărgeluțe în modele de flori. Voi continua prezentarea costumului meu popular cu această ie dragă sufletului meu. Această ie a fost ultimul cadou primit de la bunicul meu, Titi Ploiu, care astăzi, din păcate, nu mai este printre noi. Și ar fi prezentându-mi costumul popular. Priviți țesătura cu fir de mătase. Vedeți câtă strălucire. Acum înțelegeți cu câtă dragoste a ales-o bunicul meu pentru mine. Mânega este strânsă cu o brățară. Aceeași brățară o am și în jurul gâtului. Ceea ce este special această ie este modul de confecționare. Fiecare bucățică de mete, bineînțeles, și ele este cu fir. Și nu pot încheia prezentarea costumului meu popular fără să vă prezint aceste frumoase poale. Pe aceste frumoase poale sunt țesut răușor cu fir de mătase. Iar prinderea este tot manuală. Anul acesta, pe un pentru cel mai bun vaș, are un specific apart. Pe un picior de plaic, pe o gură de rai, timp de 83 de ani, ne-a amintit că Angel și-a produs urma până la Dumnezeu și a decis să nu mai fie printre lui, să plece cu urma vechelui. Însă spiritul... Însă spiritul și dragostea lui pentru ei nu a murit, ci a rămas vie acolo la stâna de la Ruda sau de la Vârtop. Îi acordăm acest premiu post-mortem ca o recunoaștere din partea comunității pentru activitatea și meritele sale în acest domeniu, semn ca meseria de vaci este una respectată și apreciată în societate. Și pentru ca ciobanul se moștenește din generație în generație, în mod simbolic am și îl rog să vină să ridice premiul când se va anunța premiile pentru nepotul domnului Mitica Angel, Ionuț Dacila, urmașul lui în această meserie. Să rugăm să vină când se împunează premiul. Ca să nu mai amânăm, îl rog. Foarte frumoasă prezentare, dar eu n-am înțeles un lucru. Bunicul tău a decedat. De acolo de sus te privește și te felicită prin felul cum ți-ai prezentat. Vă mulțumim. Emoționant moment. Juriu, ați de revelat? Să crești mare, mândru și întotdeauna să te gândești cu acest mare nume pe care eu l-am cunoscut în comună și în satul Juguri. Dacă mai avem mult timp până când încheiați jurizarea, cel mai frumos costum popular bărbătesc, Viorel Băbuș, grupul vocal Miorița. Hai, Viorele! Păi veniți unul dintre voi când întârzi programul. S-a dus la toaletă? De emoție. Da. Titlul de cel mai frumos costum popular femeiesc. Gina Gabriela Ceaușescu. Poftim, domnule. Să-l porți cu plăcere mult timp de acum și să fii sănătos. Aici jur a stabilit ca să fie acordat diplomă de popularitate și se acordă pentru cel mai frumos câine. Costum popular, cum ați spus, nu e la mine diploma?
Miss Popularitate, dar e la mine diplomat. Domnișoare Lăzărică, de popularitate. O să merge acolo la juriu ca să ții diploma. Cel mai frumos berbec. Marguț Laurențiu. Haideți să ne mișcăm puțin mai repede ca întârziem din programul nostru. Marguț nu e aici? Este soția. Păi să vină soția. Nu la mine, la domnul Vice. Titlul de cea mai frumoasă oaie. Ștefănescu Dragoș. Poftim, dragoșoară, și diploma. Bravo, Dragoș. Să fii sănătos. De la mine diploma. De la domnul Vice Bănuții. Se acordă titlul de cel mai frumos câine. George Mafrodin. Hai, George, hai, mișcă-te. N-ai sub. Noroc că te duce câinele, că n-au fel cu poză de... Bravo, bravo, copil. Vă mulțumesc. Sunt convins, stimat și drag juriu, că ați fost obiectiv. Și ca să ne înveselim pentru dumneavoastră un nume în muzica. Și eu vă mulțumesc tuturor de celorlalți care au participat la această mare sărbătoare. Un nume care reprezintă comuna, un creator, un prezentator și realizator de programe folclorice. Cântă pentru dumneavoastră Rinu Spătaru! Domnul președinte PNL Dănuț Bica, consilier județean Manuel Pică, consilier local, președinte PNL Câmpul Lung Ionel State, viceprimar Bogdan David Câmpul Lung, toți viceprimarii, toți primarii, primarul de la Bochea, primarul de la Valea Mare, viceprimarii, vă rugăm frumos, poftiți lângă noi. Domnul primar de la Mioveni, domnul Georgescu. Domnul primar de la Bunia Tarbă. Domnul director de la Finanțe, Gică Banzea. Domnul profesor Bundoiu. Astăzi ați avut alături de dumneavoastră o parte dintre elita județului. Datorită colaborării care o avem cu Consiliul Județean, cu domnul senator, care este senatorul nostru, pe colegii nostru, domnul Valeca, am putut să organizăm și să facem ceea ce s-a putut face pentru satul Jugur și pentru comuna Poierani. De aceea am ținut neapărat ca să fie în fața dumneavoastră, să-i facem cunoscuți domnul Bica, care este undeva șeful meu, este de la noi, de la partid, domnul Manuel, primarii, colegii noștri, care și dumnealor au zile și ne invită la rândul dumnealor. Hai să dăm cuvântul să ne spună câteva cuvinte fiecare dintre dânsi. Mulțumesc, domnule primar. Să rămână bună ziua, vă spun, și Hristos a înviat. Vă mulțumesc, îmi pare foarte bine că am venit din nou în mijlocul dumneavoastră. E o zi foarte frumoasă, o sărbătoare tradițională și vă urez să fiți sănătoși, fericiți, să vă bucurați de această zi și să ne creștem copiii în liniște. Am văzut o fetiță deosebit de drăguță aici pe scenă și să vă dea Dumnezeu sănătate. Sărbătoare frumoasă! Domnul Constantin Polese. Să rămână bună ziua! Pare bine că a mai trecut un an și ne revedem majoritatea sănătoși. Mă bucur tare mult pentru că copiii noștri se întorc la portul nostru tradițional,
pentru că ne promovăm tradițiile și cultura. Așa cum a spus și domnul senator și domnul primar, trebuie să ne creștem copiii liberi, pentru că altfel nu reușesc în viață. Să-i lăsăm, e lumea lor, ei gândesc bine, sunt minunați în marea lor majoritate și o să vedeți câți copii minunați avem în județul Argeș și în luna august, când toate valorile argeșene le vom aduce în fața dumneavoastră a tuturor argeșenilor. Vă urez să aveți un an bun în producție, cu animalele să dea randament, pentru că asta e sărbătoarea care se întâmplă astăzi aici, obicei vechi la noi în Mușel, atunci când pleacă oile sus la munte. Vă doresc sănătate multă tuturor, familiilor dumneavoastră, vă asigur că Consiliul Județean cu conducerea suntem alături de dumneavoastră în măsura în care legea ne permite, vă sprijinim mereu și vă rămânem aproape. Deocamdată lăsăm doctrinele politice, cred că este vremea să fim împreună și să construim împreună și să lăsăm celelalte deocamdată deoparte, să avem timp la anul să ne ocupăm și de asta. La mulți ani și în final permite să urmânez o diplomă de excelență Consiliul Local și Primarului Comunii Păinarii de Mușă. La mulți ani, să fiți sănătoși! Dăm cuvântul domnului președinte PNL Argeș și domnul Vicar. Săvânina, bună seara tuturor! De ani bunii particip cu mare plăcere atât la această sărbătoare cât și la cea organizată cu ocazia Sfintei Mării. Ce să vă spun, întotdeauna ne-am simțit bine în mijlocul dumneavoastră. Vă vom sprijini atât cât vom putea cu tot ceea ce depinde de noi, în calitate de consilieri județeni. Vă urez să fiți sănătoși și prosperi în continuare și mândri, așa cum sunt mușelenii, în marea lor majoritate. Și să ne vedem cu bine și în anii care urmează. Petrecere frumoasă în continuare! Vă mulțumim! În continuare, programul artistic va continua. Domnul Cuiu Darbă.